Sărut mâna, doamnă, și bine ați venit. Dați-mi voie să vă sărut mâna și să vă mulțumim că sunteți alături de noi. Doamnă, eu acum văd, pe dumneavoastră scrie aici Margareta Nistor, pe spate. Scrie cine Margareta? Cine Margareta Nistor? Acum am văzut. Da? Ce faceți? Foarte bine, spre excepțional, dar ei n-au văzut ce... ceas colosați aveți acolo. Da. Și mai mult decât atâta, este singurul platou din câte am bântuit ever, unde exact ca la DeGeneres aveți o glindă înainte să intri. Jos pălăria, cine a pus-o să trăiască. Deci sunteți mai ceva ca la Warner Brothers. Pf, atât, băi, Ciucă, atât. Să folosim pe promo asta. Asta e, da. Și, și cu vocea, doamnei. Da. Știți ce vreau să vă întreb? La cât ați dormit? Nu, păi n-am dormit, de ce să dorm? Ah, ok, perfect. De ce să dormim? Când trebuia să povestiți exact ce a fost la premiile Oscar, azi noapte am transmis pe Voio, exact. A fost live. Și da, exact. Vreau să vă întreb câteva lucruri așa de necunoscători și o să-i rog și pe telespectatori să ne ajute cu întrebările lor pământești. De ce nu mai a fost covorul roșu și au pus covorul ăla ca șampania? Au vrut să fie și ei original, și că în primul moment am zis, bine, foarte bine să-l schimbe, că e roșu, că mă rog, la noi roșu mai conotaș cu comuniștii și așa, dar pe de altă parte mi-a părut rău pentru că inițial primul covor roșu ăla de la Cannes, de la care s-au inspirat ei, a fost inventat de un român, de prințul Moruzi, care era stabilit de mult la Paris, așa încât într-un fel am regretat, dar știi cum e, fiecare vrea să fie altfel și au zis ei că se văd mai bine toaletele și numai că, din păcate, mai toată lumea s-a îmbrăcat în alb sau în bej, de care nu au putut să fie bine. Aici e o excepție adevărat, dar în rest nu s-a văzut diferența atât de bine, așa că... Cum vi s-au părut premiile acestea? A fost ediția cu numărul cât? 95. Mă așteptam să fie ceva mai mult despre trecut, că exact cum spuneam că și data trecută era în alb-negru, exact. Că am o nostalgie pentru filmele alb-negru și speram să treacă așa în revistă măcar un pic, ceea ce nu s-a întâmplat, dar poate la ediția 100 nu mai e bun, până atunci mai sunt 5 ani. Restul au avut grijă, cred că, să mulțumească pe absolut toată lumea. Deci, cred că, poate singurul nemulțumit... Au fost nemulțumiți poate doar irlandezii, deși chiar și ei au luat pentru un scurtmetraj, dar preferatul meu, Spiritele din Inișerin, au fost doar acolo și au rămas spirite. Deci mi-e milă de ei că îți dai seama, o să-i bântuie, dar nu o să vadă. În același timp am citit, bucătarul e același bucătar de atâția ani care gătește la premiile Oscar? Da, m-am amuzat foarte tare că au zis că de 6 săptămâni tot gătești și eu cred că nu e chiar cel mai bun lucru să gătești de 6 săptămâni. Nu știu, au ținut-o în congelator, nu cred că e de bine chestia asta. Au avut un meniu din ăsta la care fiecare nume era legat de numele unei actrițe, de exemplu. Era un pește tartar. Apropo de filmul Tar, care săracul n-a luat nimic, a rămas doar cu peștele. Dar e nostim pentru că Tar înseamnă și gudron, adică nu știu dacă peștele era din gudron, s-au făcut în gudron, ții minte că era pe vremuri o poveste, cred că Iliescu făcea un pește, nu știu ce, în piatră, în ceva, așa, era o rețetă de-asta bizară până la începutul, după Revoluție. Cineva zice, așa o doamnă să tot ai în platou. Vă salută cineva care cred că locuiește în Franța. Sunt oamenii care ne trimit mesaje pe numărul de WhatsApp. Știți ce vreau să vă întreb? Am înțeles că anul ăsta a fost pentru prima dată când a fost o celulă de criză, ca să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat anul trecut. Era în glumă, fără îndoială, da, mă rog, ți-a arătat și care erau bodyguards, adică totuși să nu vă vină vreo idee, să nu se repete vreo cafteală de anul trecut. Și atunci a fost ceva... mai cam prea potolit, că rest a fost cu multe lacrimi. A fost cu lacrimi, dar foarte multă lume a zis, domne, n-a fost Tom Cruise la Oscaruri. De ce n-a fost Tom Cruise? N-a fost nici Tom Cruise și n-a fost nici tata lui Avatar, pentru că amândoi știau că nu o să ia mai nimica. Dar de unde știu? Ei știu dinainte cine câștigă sau nu? Mai cred că știi cam de la pariuri să știa exact ca povestea cu Michelle Yeoh, cu câteva zile deja toți spuneau nu o să mai ia Kate Blanchett. Și n-a luat. Era supărată. Și de asta Tom Cruise nu s-a dus pe, și dacă nu e premiu, nu e frumos să te duci la gala acolo? Ba da, așa ar fi elegant. Că poate filmează, a luat Oscar până acum, a luat, nu? Poate filmează, mă, săracul, nu? De el a mai luat Oscar, a luat, cred că nu a mai luat. Dar cadouri, ce cadouri? A fost o treabă cu cadourile? Asta nu știm, că alea sunt o chestie separată și tocmai ei spun că e și o modalitate ca să-i mai mituiești pe, inclusiv pe jurați. Sigur că în situația dată nu-s chiar jurați, sunt votanți, că-s 9.000, adică nu-i de acolo. Dar la rândul lor, sigur că primești și ei câte ceva, dar nimeni nu știe sau, mă rog, să află ceva mai târziu ca să nu fie invidiile foarte mari. Ia uite, acolo, fericire mare, Everything Everywhere All at Once. A câștigat tot. Da. Păi iar da, premiul ăsta vreau să zic celor de acasă e pe Voio. Păi asta mi se pare. Da, voi pe Voio. Eu cred că de-aia și câștigat. Da, eu asta. Pentru că ăștia 9.000 care votează sunt din România, toți care aleg. Din România, cel puțin au o rudă, știi cum e, că toți de la Hollywood întotdeauna au cel puțin un bunic, o bunică, ceva care nu există, nu, absolut. În arborele lor genealogic, sigur eu român. Deci, oameni buni, cel mai premiat film de la Oscarurile din 2023 este pe Voio. Dacă vreți să-l vedeți, puteți cu mare drag, pentru că în cinematografe nu mai e filmul, da. Dar pe Voio puteți să-l vedeți, marele câștigător al premiului Oscar. Iată, no, și ea câștigătoarea, da. Nu? Da, uite acolo, fericită, 60 de ani, tocmai a zis fetelor să nu mai vă supărați dacă vă spune cineva că ați trecut de prima tinerețe. Păi unde ne credem? Păi adică normal, și chinezoică, și, mă rog, asiatică, că și 60 de ani, perfect, adică a acumulat funcții. Multă lume zice că filmul ăsta e mai mult un film TikTok decât un film. Da, e așa, pe repede înainte, tot timpul bang, 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 foarte repede, așa e. Cred că la tine stau ceva mai mult invitații decât să stau în cadru. Dacă așa, dinamic e? Da, extrem de dinamic și la un moment dat încep să te întrebi ce se întâmplă, fiind și foarte multe universuri paralele și fiind foarte multe efecte speciale. În mod normal, aici ar fi trebuit să dea pentru efecte speciale, dar mă, dar totuși la Avatar nu-i dăm nimic, dă-l încolo, da? Nici n-a venit, adică am mai făcut 2 episoade, că poate mai trage o dată ca la lotul, dar... Dar știți ce vreau să vă întreb? Aici toată lumea ce dumneavoastră au luat asiaticii, că așa a fost ordinul pe unitate. Da, absolut. Au luat mult de toți, că inclusiv pentru... N-am mai luat, am văzut, n-am mai luat nici măcar... Butler, pentru care toată lumea spera că o să ia, că normal, că Elvis, cum să ia, nu ia, e bine, n-a luat, a luat The Whale, filmul cu Brandon Fraser, care a făcut o revenire de asta spectaculoasă, a bocit, multă lume a bocit, să știi, nu era ceva cu lacrimi pe acolo, dar și în filmul ăla el e cu asiatică, tot cu asiatică, deci e așa... E înfrățirea între popoare, să chema, știi, era și o stație de metro la un moment. Da, sunteți senzaționale și de fiecare dată o mare bucurie să vă ascultăm. Și nimic nou pe frontul de vest, bineînțeles, sau așa, noi oricum așa, adică remarc, chiar dacă nu a luat pentru cea mai bună ecranizare, care vă spun încă o dată, ecranizare înseamnă iei un roman și faci un film, nu înseamnă proiecție într-o sală. Zice, am fost ieri la o ecranizare. Nu, n-ai fost la o ecranizare, ai fost la o proiecție. Da, așa. Sunt oameni care vă felicită și se bucură că sunteți alături de noi și zic în felul următor această voce minunată. Inconfundabilă, da. Care e cam răgușită acum, dar asta e, dar nu din cauza Oscarurilor, să știi. Nu, de asta, această voce minunată care ne amintește de tinerețea noastră. Îi ascultăm traducere la filmele văzute pe video la acea vreme. Multă sănătate vă dorim. Lucia din Spania, uitați. Hai, să vezi, da, vezi. Oameni care... Se uită. Nostalgii, da. Perfect. Singure permise, da. Cam câte filme ați vizionat până acum, vă întreabă oamenii, și câte ați tradus? Cu aproximație. Am dublat 3.000 până în Revoluție, 5.000 cu totul, am subtitrat peste 1.000 și am văzut cam 33.000. 33.000 de filme? Da, pentru că mă pune să le număr, că să fie al naibii, dacă eu număr vreodată, dar pentru că tot mă pune să le adun, să așa, zău. 33.000 de filme? Da. Și le țineți minte pe toate? Nu, nu cred că le țin minte pe toate, dar să știi că am caiete întregi în care notez. Da, absolut. Și eu și scriu mare, așa, încât... Și care e filmul pe care l-ați văzut? La Berlina, la acum, de exemplu, am văzut 63 de filme în 11 zile, așa că normal că se adună. Și vreau să vă întreb care e filmul pe care l-ați văzut de cele mai multe ori pe repeat? Păi tot Paripile Vântului. Paripile Vântului de câte ori? Și Casablanca e preferatul meu. Nu știu, mă, că nu număr. Serios, dacă nu număr. Păi, cum faci? E ca și cum aș întreba eu pe cineva... Deci, pui un film, l-ai văzut, nu contează, dar știi că îți place și îți face bine, te mai uiți încă o dată la el. Absolut, îți face foarte bine. Dar sunt câteva la care nu mă pot opri. Dacă văd un pic din el, trebuie să merg la capăt, de exemplu. Dar dacă le-a spune, domnule, o să uite oamenii la mine și le spuneți, domnule, uite, e luni, mie îmi vine să vă recomand filmul de luni ăsta să fie recomandat de mine. De luni. Uite, am văzut acum de curând și vi recomand așa, ghiși cine vine la cină. Pentru că ăla e politically corect pe vremea când încă nu se punea problema de politically corect și este absolut genial. Are suficientă... Este cu Katharine Hepburn, apropo, că, pe care a jucat-o la un moment dat chiar Cate Blanchett, pentru care a luat un Oscar la timpul respectiv pentru Aviatorul, și cu Spencer Tracy, iubirea ei de viață, și care au o fată și fata le vine cu un viitor ginere care este de culoare. Așa că... Și nepoatie, îți dai seama pe vremea aia, da. Deci, oameni buni, încercați să vedeți filmul acesta. Recomandarea Irinei Margareta Nistor. Da. Știți ce? Vreau să vă punem acum la o probă la care n-ați mai fost supusă până acum. Deja uite, exact ca întrebarea de mai înainte, din ce film e ăla. În primul rând că Urzeala Tronilor nu e un film, e un serial. Da. Așa că nu poți să știi toate personajele de acolo, că pe asta au jucat și ei să fie fătământă. Uitați, toată lumea zice în felul următor: o ador pe doamna Nistor, am crescut cu vocea inconfundabilă a dumneaei. Să o măruță, să o tot mai inviți la emisiune, ne încântă cu vocea. Deci toată lumea, aveți momente de astea când mergeți pe stradă și cineva doar după voce vă recunoaște, sau la magazin când vorbiți. E foarte nostru când îmi spune cineva ce vă seamănă vocea acolo. Zic, sunt chiar eu, da. Întreabă cineva câți ani aveți, dar nu vrem să intrăm în aceste amănunte. Fac 66 pe 26 martie, când se schimbă ora, că apropo la american s-a schimbat ieri ora, așa încât ziua mea o să am numai 23 de ore, așa încât probabil că se mai duce un an în urmă. Dar nu ziceau că nu se mai schimbă ora? Că o să așa ziceau și acolo și aici, și uite așa, seara ne-am trezit că a început cu o oră mai devreme. Deci pe 20 și cât? 6. Deci pe 26 martie, vă rog frumos, doamna Irina Margareta Nistor așteaptă urările de la mulți ani și toate, că știu că pupăturile nu vă plac. Nu. Nu? Scrie pupat, opri la mine în hol. Dar nimeni, am impresia că vin numai analfabezi la mine acasă, da. A zis cineva: salutări unice, Irina Margareta Nistor, de la mama Ramonei Horvat, studenta domniei sale. Exact, care cântă jazz la Paris, pentru că am predat 5 ani la conservatorul englez. Telespectatorii ascultă jazz, Paris, altă treabă. Altă treabă, asta este, da. Vocea doamnei Irina Nistor mi s-a tatuat pe creier încă din copilărie, când traducea filmele de pe casetele video. În anii 90 a fost prima interacțiune cu această voce inconfundabilă. Andrei din București, foarte multă lume vă iubește, să știți. Asta e bine. Și se bucură că sunteți aici. Se face un echilibru așa și cu ceilalți care mă iubesc mai puțin, ca să nu zic. Nu cred că aveți dumneavoastră oameni care vă iubesc. Dar de ce? Păi ar fi grav să n-am, să știi. Păi de ce? Că dumneavoastră doar traduceți filme, nu supărați pe nimeni. Adică nu e ca să... De ce? Ar fi bine, da. Uite, cineva zice să traduceți câte un film pe săptămână, le-ar plăcea oamenilor. Da, uite, bine, am să mă gândesc și am să fac chestia. Până una, uite, vă dau mesajele, să vedeți. La mulți ani pentru Margareta, o iubim. Facem în felul următor, oameni buni, pentru că se cere vocea Irinei Margareta Nistor, ne-am gândit să facem în felul următor. Cei de acasă să urmărească niște secvențe din Las Fierbinți, da? Îți dai seama, deci avem acolo așa Toma Cuzin, de Naferim, așa că și rimează, și mai avem și Liliana Mocanu din 4 în 3 săptămâni și 2 zile. Păi ei știu cel mai bine, așa că sper să fie scena aia ce ați ales. Nu știm ce scene sunt, dar ideea e în felul următor. Știi că toată lumea își imaginează că e totul aranjat. Nu e nimic aranjat, habar n-am ce să fie pe aia, dar nu te cred. Noi avem căștile aici unde sunt ciucă. Deci am o... Aveți casca? Gata, aveți casca. Am o rechelniță, ca așa-s noapte. Perfect, aveți casca acolo. Deci să le spunem celor de acasă. Cei de acasă nu se audă sonorul din film, da? Deci eu o să vadă doar imaginea din Las Fierbinți, iar dumneavoastră o să auziți în cască ce se întâmplă în film, iar dumneavoastră e ca și cum ați traduce filmul Las Fierbinți, da? Ia să vedem. Hai să încercăm. În română. În română, da. 3, 2, 1 și... Ai, n-are bani, dom'le, și trebuie să-și ceară ție, mă, ce să facă, mă? Păi și n-ai auzit, mă, câte milioane are ăsta? Mă, așa-i combinația, mă, du-te, mă, de aici. Numai la combinații ți-e mintea, las că știu eu. Hai, marci, mai de aici, uite. Dar de ce nu vindeți voi o sticluță de aia de apă? Nu-mi dați și mie o sticluță de asta? Amă, unde e combinația? Mi-ai stricat toată combinația! Nu mai vreau nicio combinație, gata, s-a terminat, ia pleacă de aici! Nu sunteți sănătoși la cap nici voi, ce-i drept? Păi mă, cu tine combinațiile sunt complicate de făcut, mă, n-ai înțeles! Mă, ți-am zis, mă, ce faci, mă, bobiță, mă? Acolo era Bobonete. Știi că am pățit o chestie extraordinară acum. Stați un pic, deci mi-am imaginat cum ar fi Las Fierbinți pe casetă video tradus de Irina Margareta Nistor. Acum multă vreme avea el un stand-up din ăsta, măi, la început, când încă făcea chișul noaptea devoratorilor de publicitate. Și m-am dus și eu și cum mă duc eu veșnic să mă așez în primul rând ca să fiu cât mai aproape de ecran, nu că n-aș vedea, ci ideea să nu-i mai văd pe ei las de jur. Și el era acolo și în momentul în care mă vede zice: aoleu, a venit doamna Nistor, acum ce mă fac? Că nu mai pot să zic nicio înjurătură. Dar ce, la stand-up sunt cu jurături? Ei, nu. Se vede că n-ai la făcut naiba. Ei, la naiba. Haideți să mai vedem o secvență din Las Fierbinți. Oameni buni, am făcut rost de caseta VHS cu Las serialul Las Fierbinți și suntem practic la prima ascultare. Future, am înțeles. Exact. Absolut la prima ascultare, că știu doar episodul ăla care era în versuri pe care l-am dat noi la seriile filmului românesc de la Iași, așa că... Care nu este acum în aceste imagini, dar traducem cu Irina Margareta Nistor Las Fierbinți, vă rog frumos, caseta 2. Mă, am niște treabă, mă. Nu, 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 vino, mă, încoace. Ce treabă ai, mă? Hai că am citit indexul. L-ai citit, mă? Da. Ia uite ce frumos, cine ne-ai și nouă cu plin astăzi. Ce faci, mă, firicele? Deci o idee de care tocmai ți-am povestit. Ia, dă și mie o cană încoace, ce să fac? Hai, mă! Tu ai văzut cine e la noi în curte, mă? Stai, mă, că ăsta a venit cu treabă, nu trebuie să te oftiști chiar așa. Păi numai la prostiție gândul, tu nu-l vezi? Că e băiat serios, e valabil. Mamă, și citește și indexul de asta, înseamnă că știe să citească. Știu, am modificat ușor, dar așa facem și la traducere. Deci la traducere mai modificați, nu? Exact. Mi se pare, da, foarte tare cum este. Uite-l așa la un serial cu vocea Irinei Margareta Nistor. Știi ce vreau să vă întreb? Văzând atâtea filme și având atâta cultură și știind atâtea lucruri, nu v-ați gândit vreodată să plecați din țară? Ba da, m-am gândit în 90. După aia am zis nu. Am văzut, mereu povestesc chestia asta, eram în 90, am depus la primărie, la Paris, gata, rămân acolo, franceza e prima mea limbă și preferata mea și așa, și am ajuns acasă, stăteam la un văr al lui Aznavour și ei aveau CNN și la CNN a apărut un marș care se ținea la București după ce veniseră minerii și așa, pentru Marian Muntean, și a fost atât de impresionant marșul ăla că am zis, suntem un popor minunat, eu mă întorc acasă, și m-am întors. Dacă nu vă uitați atunci la televizor și nu, da, corect, nu vă întorceați. Nu. Și mama fericită mi-a trimis un bilet de tren, că n-aveam, plecasem cu o mașină și mă gândeam că nu mă mai întorc. Și am fost fericiți că m-am întors. Și mă rog, am momente în care zic, ce naiba, de ce mai fi întors? Dar nu durează mult. Dar știți ce? V-am văzut acum când ați zis că un popor minunat, m-am întors, că vi s-a pus așa unul din gât și v-ați emoționat. M-am mai muțărit după aia de aseară, că toți plângeau un pic, adică știi că eu sunt mimetică. Nu e adevărat, v-ați emoționat când ați zis asta. Da, știu, recunosc. Dar trebuia să mă scoși și eu într-un fel, nu? Păi ce că vocea îi vai de cap. Vă lăsăm să vă odihniți, pentru că Irina Margareta Nistor, oameni buni, azi noapte în direct la voi, de dimineața a fost și la colegii noștri de la Vorbește Lumea, acum și aici, știi cum e. Și acum direct la francezi, pentru că diseară Alina Șerban are o chestie extraordinară acolo, așa încât nu puteam să o refuz, chiar dacă se întâmplă asta. O să treacă și mâine pe la noi, Alina. Ai văzut? Asta e. Vă mulțumim mult de tot și să aveți succes și vă așteptăm cu mare drag oricând la noi la emisiune. Mersi. Irina Margareta Nistor, oameni buni, nu uitați, vă așteaptă pe Instagram, pe Facebook, să-i spuneți la mulți ani, pe 26 martie o să fie ziua de ei. Gata, mi-a zis deja. Iar pe ProCinema, mâine, seară, la 20:30 o să fie o gala premiilor Oscar. Aia cu subtitrare. Da, la 20:30. Și să știi că a fost minunat Codin Maticiu, că a fost minunat, ne-am înțeles foarte bine și am promis că o să facem în fiecare an, mă rog, acum... Știi, l-am propus, Dieu dispos. Dumnezeu dispune. Perfect. Omul doar propune. Mulțumim mult de tot. După publicitate revenim, oameni buni, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.